Polițiștii din municipiul Hunedoara au efectuat o razie în zonele în care s-au produs cele mai multe accidente rutiere. Scopul acțiunii a fost acela de a preveni astfel de tragedii, precum și de depistarea șoferilor care consumă droguri, alcool și nu respectă legislația rutieră. S-au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 5.000 de lei. Și tot în urma raziei de ieri a fost reținut și autorul unei tâlhării săvârșite în urmă cu câteva zile. În urma acestei razii, polițiștii au legitimat un număr de 123 persoane, au fost controlate 53 de autovehicule, au fost reținute un permis de conducere și un certificat de înmatriculare, fiind aplicate un număr de 35 de sancțiuni contravenționale în valoare de 5.110 lei. Polițiștii hunedoreni au descins și la locuința unui hunedorean care a comis o tâlhărie zilele trecute. De la poliție deschide! Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară dispusă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Hunedoara într-un dosar de cercetare penală care are ca obiect săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată comisă la data de 7 noiembrie 2023 de către o persoană din municipiul Hunedoara, fiind depistată la locuința acesteia din municipiul Hunedoara și față de care s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca persoana în cauză să fie prezentată la parchetul de pe lângă judecătoria Hunedoara cu propuneri legale corespunzătoare.